Din păcate, mulți creștini iau credința așa ca pe un tichet gratuit către rai, ca un voucher așa, ca pe o gratuitate. Vin la biserică, mai țin cât un post și cred că mă mântuiesc. Am o veste proastă. Nu e suficient să fii credincios. Nu e suficient să spui că dacă ești credincios, Dumnezeu și așa te iartă, atunci eu pot să dorm liniștit, cum spune românul pe o ureche, adică pe o parte, că mântuirea mi-o dă Dumnezeu gratuit. Adevărat este că mântuirea este darul lui Dumnezeu la finalul vieții fiecărui om care o merită. Pentru că, spune Apostolul Iacob, credința fără fapte moartă este. Așadar, fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem că e plină lumea de credincioși cu numele, e plină lumea de credincioși care se numesc credincioși doar când au nevoie de ceva, devin brusc credincioși imediat după ce s-au îmbolnăvit, devin brusc credincioși imediat ce apare un necaz în viața lor, însă Dumnezeu ne cere mai mult. Pentru că ne-a dat mult. Adevăratul credincios lucrează neîncetat la mântuirea sa și a celor din jurul său. Se șlefuiește permanent pe sine și pe cei din jur. Zilnic. De ce venim noi la biserică duminical? Pentru că noi cădem zilnic. Avem păcate și avem nevoie să ne ridicăm duminică de duminică venind aici, primim puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, dragii mei, aceștia sunt talanții. Ați ascultat astăzi Evanghelia talanților și cei care ați fost la Evanghelie, ați ascultat-o și ați văzut că acest stăpân, boier, generos, a împărțit averea lui fiecăruia, atenție, după puterea lui. După putere. Una e să ai 54 de kilograme, alta e să ai 90. Una este să ai o minte sclipitoare, alta este să înțelegi mai limitat lucrurile. De aceea ar trebui să înțelegem întâi ce sunt talanții. Talant este energie necreată, trimisă de Dumnezeu omului, energie care devine împreună lucrătoare cu omul. Adică este o, o comunicare și o comuniune și o conlucrare între puterea pe care Dumnezeu o dă omului și lucrarea omului. Iată că talent înseamnă să fii înzestrat de Dumnezeu cu dar, cu un dar, cu mai multe daruri. Ca de pildă, o minte luminată, o minte care înțelege, o inimă largă. Ideal este când în familie unul are o inimă largă, altul o minte sclipitoare. Și așa e bine. O mare capacitate de a iubi oamenii. O voință puternică înseamnă talent, puterea de a rămâne moral într-o lume imorală, o memorie foarte bună, o ingeniozitate născută, o capacitate mare la efort, o voce bună, un trup sănătos predispus la performanță sportivă, o răbdare de elefant, capacitatea de a învăța ușor o limbă străină. Capacitatea de a memora, o capacitate de a te adapta, darul de a picta, o minte genială, o personalitate plină de frumusețe. Deci, aceștia sunt cei care au mai mulți talanți. Și ca să înțelegem, unul i-a dat 5 talanți și el a făcut din 5 10 talanți, a dublat. Așadar, Dumnezeu investește, dragilor. El este cel mai mare investitor. Invest, investește noi. Și el vrea progres, să progresăm. Nu vrea să rămânem pe loc. De aceea ar trebui să identificăm cine sunt cei cu 10 lanți la și ceilalți. Păi cei cu 10 sunt oamenii cu adevărat deosebiți. Și v-am adus și vă aduc în fața voastră exemplul unui om, unei personalități extraordinare. Nicolae Iorga, hai să vedem ce făcea omul ăsta. Nicolae Iorga a terminat facultatea într-un singur an. La vârsta de șase ani citea în limba franceză. La șase ani. În 1888 a terminat facultatea de litere din ea și într-un an. A primit dispensă de la Ministerul Educației al Regatului României și la sfârșitul anului a dat și examenul de licență pe care l-a luat cu magna cum laude. Adică a dat nu doi ani într-unul, trei ani într-unul și a luat și examenul cu magna cum laude a scris 1003 volume, 12700 de articole, 4900 de recenzii, această activitate lui culminând cu Istoria românilor în 10 volume. Vorbea 17 limbi străine fluent. Limba franceză era preferata lui, a predat la Sorbona, limba franceză. El care era român. Avea la un moment dat și trei secretari personali care țineau rolul de redactori istoricul le dicta acestora simultan, de multe ori în limbi diferite, ca să scrie. Și spunea Dimitrie Gusti, ai crede că e vorba de muncă de secole și nu de produsul unei singure vieți. Cât a făcut omul ăsta într-o singură viață? Nicolae Iorga a fost ales membru corespondent al Academiei în 1897 la 26 de ani. Este cel mai tânăr membru din istoria Academiei Române. A susținut prelegerii la prestigioase universități și doctor honoris causa la Paris, la Roma, la Oxford, la Varșovia, la Cracovia, la Bratislava, la Vilnius, la Stockholm, la Strasburg, la Geneva, în Alger, la Santiago de Chile. Avea o întâlnire la un moment dat cu principele moștenitor al sultanului a doua zi, la Constanța, și el nu știa limba turcă deloc. A cerut secretarului său un dicționar de limbă turcă și cu ajutorul acestui dicționar, savantul a învățat limba turcă pe drumul de la București la Constanța într-o noapte și a fost capabil să țină a doua zi o cuvântare bine chipzuită din punct de vedere diplomatic în limba turcă. Vă păi dați seama, omul ăsta nu știa nimic despre limba turcă și a reușit să învețe și să-și țină un discurs. Este incredibil. Ce minte luminată și cum a fost omorât. Mă doare sufletul. Așadar, aceștia sunt oamenii geniali, care au daruri multe și mari. Acum, noi nu ne numărăm printre aceștia. Aceștia se nasc odată la, nu știu, brâncuși, mari sfinți care au fost extraordinar, minți luminate. Dar iată că mai sunt și cu cei cu doi talanți care s-au prezentat Împăratului și au mai adus încă doi talanți. Cei cu doi talanți sunt oamenii harnici și darnici. Cei care reușesc să aibă doi talanți, adică și o viață personală împlinită și fericiți cu viața lor personală și carieră. Aceștia sunt cei care reușesc să aibă o viață personală împlinită. Iubesc munca și în carieră le este recunoscută valoarea, iar în familie sunt plini de iubire, de răbdare și de înțelepciune. Aceștia nu au timp de victimizare. Nu se plâng, nu se vaită toată ziua, nu au timp de bârfe și ador oamenii și mă întâlnesc cu oameni din ăștia. Când vine cineva și spune o bârfă și nu, nu, am o rugăminte, nu, nu, vreau să intrăm, nu, nu, resping victimizările, răutățile și bârfele. Acești oameni nu au timp să judece pe alții pentru că le sunt lor stăpâni, au grijă să-și păstreze demnitatea. Aceștia și mulțesc talentul, punând în opere toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat lor și cu o steneală reușesc să-și facă și familia fericită și să fie și împliniți în carieră. Dar, apare un dar la aceștia cu cinci talanți care sunt geniali și la aceștia cu doi talanți care sunt cei mai mulți dintre oamenii frumoși de pe pământul ăsta, apare o problemă. Dacă ai mulți talanții, Există tendința să te vezi pe tine mai bun și pe ceilalți mai proști. Nu v-ați întâlnit cu oameni care întreabă, știi ce înălțime au odolomiții? nu. A, ești fraier, spun eu. 1807, e, vezi, nu știi, e, nu? Când s-a născut tiparul, când exact anul, cine? Nu, nu, stai, spun eu. El întotdeauna, omul care vrea să te umilească, să arate el cât e de deștept, îți spune o întrebare pe care știe că nu știi ca să-ți arate el că e mai deștept. Aveam două colegi la școală, poate că ați avut și voi în școala generală, domne profesorul de mate, numai cu ele vorbea. Și ele știau întotdeauna foarte bine. La un moment dat, eu stăteam în banca a doua și mă ofticam, bă, de ce proful de mate, numai cu ele vorbește. Și am întrebat, bă, dar numai cu voi vorbește. Pentru că tu ești proști și nu înțelegi. Vorbește numai cu noi, că suntem deștepte. Deci, cumva, ele erau deștepte. Dar, ce faci cu deșteptăciunea? Dacă tu te simți superior și iei talanții ăștia și îi folosești și muncești cu sudoarea frunții și după aia zici, a, ăla, fraier, eu sunt mai deștept. În momentul ăla ai pierdut talanții, ai pierdut tot, i-ai îngropat în pământul egoismului propriu. De aceea, mare grijă, cei care aveți talanți, să nu cumva să vă mândriți. Deci noi toți suntem chemați să fim mai buni mereu, dar în zmerenie. Hai să ajungem acolo la cel cu un talent. Ăsta, săracul, mai prostuț, mai fricos, dar și rău. El a zis așa, m-am primit un talent și când s-a întâlnit cu stăpânul a zis, Doamne, a văzut că l-a adus 10 talanți, Producție 100% rată de profit. Adică Dumnezeu vrea să progresezi, să, să ai profit. E normal să fie așa, depinde ce faci cu el. Și ăsta a venit și a zis, Doamne, te-am știut om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, adun de unde n-ai împrăștiat. Adică, el, după ce că era prost, mai făcea și o greșeală. Era și rău. Adică, șeful e rău. Nu, 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 e aspru. De unde? Că. Stăpânul nu era așa. Deci omul care nu face ceva, care nu e harnic, omul leneș, îl vede pe Dumnezeu rău. De ce mi-a făcut mie Dumnezeu asta? Ai văzut, m-a pedepsit Dumnezeu. E, aici e problema. Și temându-mă, zice el, și temându-mă de tine, stăpâne, m-am dus, am ascuns talentul tău în pământ și acum ia înapoi ce e al tău. Putea să zică, Doamne, nu m-am descurcat, iartă-mă, ia ți înapoi. Nu, i-a zis, și erai om rău, de fapt, aici este problema. Că tot celui ce are, îi se va da, pentru că stăpânul a luat talentul acela de la omul leneș și rău, care nu a făcut performanță, l-a luat și l-a dat celui cu 10 talanți. Ar putea să fie scandalos, adică, pe tot ăla care avea, tot ăla primește. Da, de ce? Ne întrebăm, cel care n-a făcut nimic nu a colaborat cu Dumnezeu să se dezvolte, iar cel care a colaborat cel mai rodnic, îi dă Dumnezeu darul tot acelea pentru că acela îl dublează mai departe. Deci Dumnezeu investește mai departe. Așadar, frica, frica, mă temeam de tine că erai rău. Închipuirea minții. A, ah, eu cred că șeful nu există tendința asta în societate să ne văităm de toată lumea ne văităm, de mai mari, de toți ne văităm. Mă, dar nu vrei tu să faci treabă tu în pătrățica ta? Eu aș fi fericit ca măcar ăștia să nu ne încurce, să ne facem treaba, atât. Să ne creeze cadru, să ne facem treaba. Nu trebuie să ne dea cineva pomană, ci noi trebuie să producem plus valoare. Știți ce este talentul? Cum plătești gazul? Kilovați, oră, nu? Adică energia, într-un timp de o oră, adică energie în timp. Talentul este o energie pe care o primești de la Dumnezeu într-un timp limitat. Dacă ți-a dat Dumnezeu o minte sclipitoare, învață bine și caută-ți job și îți vei găsi și vei fi fericit. Dacă ai dragoste, lucrează dragostea, dar nu te apuca să vorbești de rău pe cel care are 10 sau pe cel care are 5, pentru că există tendința asta, asta este ceva ce ne ține jos eliberați-vă, dragii mei, de gândurile acestea. Și hai să ne gândim fiecare dintre noi. Ne văităm noi? Îmi aduc aminte, eram secretarul patriarhului Teoctist. Măi, Vasilie, du-te până la Cernica și rezolvă ceva. După două zile la masă, ai fost prea fericită. Ce vreau să vă zic? nu fusese. Vreau să vă spun că am avut ieri și am început să-i spun și zice, apoi ești prost de două ori. Păi da, de ce? Zice, păi odată că n-ai făcut ce ți-am zis și eu n-am nevoie de explicații. Adică mai îmi și explici că ai fost prost și n-ai făcut. Adică sunt două pierderi aici. Odată că n-ai făcut treaba și a doua că te victimizezi. Eram bucuros, măi, dacă îmi spuneai, iertați-mă, n-am făcut. Dar dacă tu te-ai pus să explici, ai văzut că tu mai și explici de ce n-ai făcut. De aceea, dragii mei, acțiunea este importantă, să acționăm. Lenea amânarea pot deveni o problemă spirituală serioasă. Slujitorul care și-a îngropat talentul și a justificat lipsa de creștere spunând că era frică, avea teamă, teama aceasta l-a determinat să nu facă nimic. Știa de la ce se aștepta de la stăpânul său, în loc să vadă, să vadă pe stăpânul său bun. Slujitorul necredincios din această pildă nu a irosit atât banii stăpânului talentul, cât a irosit ocazia de a face ceva oportunitatea din viața lui. Așadar, succesul și reușita sunt produsul omului care colaborează cu Domnul prin rugăciune. Dar nu suntem egali, suntem diferiți. Fiecare a primit un anumit număr de talanți. De aceea trebuie să înțelegem că nu toți suntem egali și că Dumnezeu nu ne judecă pe toți cu același standard. Spune acolo că cel căruia i s-a dat mult, i se cere mult, cel căruia i s-a dat puțin, i se cere puțin muncă cere Dumnezeu de la noi. Și așa de mult mi-a plăcut în Maramu, când ne-am dus toți la Bixad, vă aduceți aminte, scria acolo așa pe o cruce mare, că toți o să murim într-o zi. Dar viața omului ăla era în două dimensiuni, lucră și te roagă. Lucră și te roagă. Asta ne cere Dumnezeu, așa putem să mulțim talentul. Pilda talanților ne arată că vom da socoteală la final de darurile pe care le-am primit și pilda este despre felul în care ne administrăm viața noastră. Acum, la final, vă îndemn pe fiecare să vă gândiți care sunt darurile voastre. Și întâi că suntem în biserică, ne gândim la darurile spirituale. Avem iubire? Avem. Avem răbdare? Avem. Păi dacă stați aici de trei ore și nu ziceți nimic, desigur că aveți. Avem compasiune pentru oamenii bolnavi? Avem. Avem pace în suflet? Plecăm așa de fericiți de aici. Slavă lui Dumnezeu, primim pacea de la Dumnezeu. Avem îndelungă răbdare? Avem bunătate? Avem. Avem credincioșie în Dumnezeu? Avem, avem blândețe? Avem, avem stăpânire de sine? E, uneori avem, alteori nu avem. Lucrați-vă întâi darurile spirituale, iubiților, pentru că acestea sunt cele mai prețioase. Fiecare dintre voi, aveți talanți, dar să nu vă folosiți de ei ca să-i umiliți pe alții. Iar de cel care nu are niciun talent sau pentru cel care nu are talent, am o veste. De fapt, există posibilitatea până în ziua în care mori să-ți mulțești talentul. Cunosc oameni care dau sfaturi, poate n-au cum să ajute altfel, cu un sfat. Uite, la birou e nevoie de o informație și tu o știi și nu vrei să-i dai drum ca să nu-l ajungi pe aproapele tău. Nu zic! Păi atunci îngrop talentul. Dacă știi, zi! Fii deschis! Pentru că bucuria este atunci când binele se înmulțește. Vă îndemn pe toți, iubiților! Înmulțiți-vă talanții! Toți cei care sunteți aici aveți talanți! Până în ziua morții puteți să-i mulțiți, Că să știți că tălharul nu avea merite, nu avea fapte bune și și-a mulțit talentul în ultima secundă. A zis, mă, lua la din stânga, bă, stai mă, ce ai mă cu dreptul ăsta, mă, că noi suntem aici pentru păcatele noastre. Adică și-a recunoscut păcate. Suntem păcătoși și s-a îndreptat către Isus. Pomenește-mă și pe mine, Isuse, în împărăția ta. Ce a făcut atunci? A dublat investiția. Adică ce a pus în el Dumnezeu? O inimă bună. El furas, era tâlhar, era corupt, dar avea inimă. Inima bună, Știi ce înseamnă? Să ai dispoziția să vezi frumosul din lume. Voi să vă încăpățânați, cum și eu o fac toată viața, am făcut asta și am învățat asta de la bunicii mei. Să ne încăpățânăm să căutăm frumosul din lume. Pentru că este și frumos în lume. Toată lumea vorbește astăzi despre dezastre. Aici, la biserică, vorbim despre fericire, despre bucurie, despre har. Și noi trăim aici în har, într-o bucurie de ce? Pentru că nu ne atingem de răul lumii și încercăm să ne trăim frumos realitățile noastre. Îmulțiți-vă talanții, munciți, bucurați-vă de Domnul, rugați-vă, identificați ce vă place, să iubiți ceea ce faceți și dragostea lui Dumnezeu va fi cu voi. Amin!